Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș a pregătit pentru perioada următoare mai multe evenimente culturale pe scena sălii de spectacole Barbu Știrbei. Nu au fost uitați nici cei mici, astfel că pe data de 1 iunie, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, vor fi organizate spectacole în cele două municipii ale județului, Călăraș și Oltenița. De asemenea, filme pentru copii vor rula și la cinematograful 3D în data de 1 iunie. Despre evenimentele culturale și mari actori care vor fi prezenți la Călăraș aflăm mai multe de la Georgiana Teodorescu, directorul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Chiar astăzi avem piesa de teatru Cafeaua Domnului Ministru, cu distribuție Constantin Cotimanis, Iulia Dumitru și Ada Dumitru. Este o piesă de teatru, o satiră politică, comedie. Încă mai sunt bilete, dacă doriți să achiziționați, dar nu ne oprim aici. Bineînțeles că ne-am gândit și la copii. De 1 iunie avem o piesă de teatru pentru copii, Ronțăilă și Mătănilă. O să avem o piesă de teatru pentru copii și în Oltenița, acolo unde avem un birou teritorial, o piesă de teatru muzicală. Și continuăm stagiunea de primăvară cu mai multe piese de teatru în Călăraș, Sos de vânzare în data de 4 iunie, cu Maria Radu, Ada Odagiu și Marius Gâlea. Știți că nu mi-a spus niciodată faptul că e căsătorit? Nu, nici chiar atunci când se dădea la mine. Incredibil! Îți dai seama, ele stau în bucătăria mea și vorbesc de bărbații lor. Nu mai râde, că habar n-ai cât de greu este în ultimul timp cu amândouă pe cap. Și mai am și pe șefa. Așa că am vișat mai bine de acum când ți-am lăsat. Așa, așa ai tot bine. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Mai, ce ai făcut? Iunie, totul se transformă, o piesă care este foarte așteptată de călărășeni, deoarece aici avem nume foarte mari, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu și Vlad Zamfirescu, care este actor și director al teatrului Ulandra. Trio conjugal pe data de 11 iunie, cu Luminița Bucur, Oleg Apostol și Maria Radu. Cerere în căsătorie pe 18 iunie, Ștefan Opreanu, Oana Burcescu și Grațiela Popa în distribuție, pe 27 iunie, Un bărbat și mai multe femei, cu Paula Chirilă și George Constantinescu. Oi, tu! Doamne, aveam un prieten, o splendoare, un unicat, exact opusul dumneavoastră. Ce? Dacă trebuie, trebuie. Mănâncă și tu. Cu această ocazie vreau să comunic publicului călărășan că spectacolul, concertul cu direcția 5 s-a amânat pentru data de 15 decembrie, iar biletele achiziționate vor fi valabile. Totodată suntem în discuții pentru un concert de violoncel pentru data de 3 iulie cu Andrei Cavasi, care a mai fost la Călăraș pentru un spectacol umanitar și i-a plăcut atât de tare sala noastră și publicul nostru încât a dorit să revin aici cu un concert pentru public. Despre cinematograful 3D, 2D, ce ne puteți spune și la ce capacitate funcționează în acest moment? Funcționăm cu capacitate de 50%, tot așa cum funcționăm și pe sala Barbu Știrbei. Avem pregătite de 1 iunie două filme pentru copii, Coco și Sol, și în această perioadă vă așteptăm la o schemă de milioane cu Robert De Niro, un film care acum a avut premiera în România. Despre evenimentele în aer liber, ce ne puteți spune? Aveți voie să le organizați? Avem voie să organizăm evenimente în aer liber, numai că în data de 19 s-a modificat un pic legislația, iar pentru evenimentele în aer liber avem câteva condiții noi.
maxim 500 de persoane, distanțare, fiecare persoană trebuie să aibă 2 metri pătrați, dar este obligatoriu să prezinte dovada vaccinului sau un test PCR negativ. Și organizatorul trebuie să solicite copii de pe documente, să întocmească un dosar, să se asigure că se respectă și distanțarea și că toți participanții au ori vaccin, ori un test PCR negativ, lucru care îngreunează foarte mult un eveniment în aer liber, motiv pentru care momentan nu cred că vom putea organiza, așteptăm, poate totuși se mai relaxează un pic condițiile.